Bună ziua! Facem astăzi prințes torta, mini prințes torta. Avem nevoie de ouă 5, lăbușuri, sare, zahăr, gălbenușuri, ulei. În loc de făină avem aici amidon, vanilie și lămâie. Începem. Batem ouăle cu sarea și incorporăm și zahărul. Incorporăm treptat zahărul. Incorporăm pe rând gălbenușurile. Incorporăm uleiul. 70 de mililitri. Punem vanilie și vanilie lichidă. Acum o să încorporăm făină. De grame de făină cu 50 de grame de amidon și o linguriță foarte mică de praf de copt și punem și coajă de lămâie. Punem într-o tavă pe care am pus foaie de copt și la cuptor la 180 de grade, la cam 15-20 de minute. Am întins într-o tavă și la cuptor. Fac aici o cremă de vanilie. A stat la cuptor 15 minute la 180. Acum o las să se răcească. Acum, ajutându-mă de un pahar, o să decupez bucățele din aloc. Așa. Să tai fructele Eli și căpșunele pătrățele mici. Acum o să le ansamblăm. Am pus o bucată. Să punem puțin gem. Punem încă un strat. Pe al doilea strat o să punem fără să ne apropiem de margine, o să punem cremă de vanilie. O să punem niște fructe peste. O să acoperim cu frișcă. O să punem frișcă. Acum nu e bine să mă apropii de margine. O să-i dau o formă de cupolă. Este gata, acum o să îmbrăc. Acum peste cupolă să pun altă bucată și o îmbrac din nou în tot așa o să-i dau formă de cupolă și
Și îmi plac din nou în frișcă. Și după al treilea strat, și am acoperim cu frișcă, o să punem stratul de marțipan. Prima dată trebuie să-l aranjăm, să fie frumos aranjat. Continuăm așa până termină pe toate. Punem din nou gem. Închidem. Punem al doilea strat. Al doilea strat o să punem crema de vanilie. Încercăm să nu ajungem la margine. Și continuăm. Facem una și cu ciocolata. Am topit ciocolata și punem în loc de gem. Și continuăm așa cum am făcut cu celelalte. Să facem acum marțipanul. Să întindem foaie. Am pus puțin zahăr în loc de făină pe masă și o să întind. Am întins foaia, acum o să îmbrăcăm prințesa. Acoperim marțipanul nostru. Dăm o formă rotundă. Așa, împingem până jos. Aici nu e bine. Este gata, acum o să tăiem cu cuțitul de jur împrejur. Acum o să-i facem floare. O să facem floare. Am tăiat aici petale micuțe. Și la jumate, celălalt. Vin cu a treia. Patru. Cinci petale. Și pur mă deschid puțin. O strâng aici la bază și o tai. Punem peste prințesa noastră. Așa arată mini prințesa noastră. Continuăm cu celălalt. Continuăm cu cea roșie. Acoperim. Și facem exact ca la cea albă. Aceasta a fost rețeta noastră de prințes torta. Sper să vă placă. Este foarte drăguță și frumoasă. M-am gândit să fac această rețetă de 8 martie pentru toate femeile și fetele. La mulți ani!
Și multă sănătate!